Și de asta zic că am văzut și astăzi, domnule, mi se pare o relație normală a conducătorilor, gata cu transferurile. Da, interesant, Zăvălean a spus de dimineața la CSP, gata cu transferurile, trebuie să mai și dăm afară jucătorii în iarnă. La Dinamo nu e simplu. Sunt cu drepturile la zi la Dinamo, acum nu mai vorbim de probleme financiare, Victor. Da? Nu, salariile sunt plătite la zi. Sunt printre puținele echipe, dacă sunt 3-4 echipe în România, care sunt plătite la zi. Acestea și Dinamo. Sigur, la Quantumul care este, bănuiesc că cel mai mare din ce am văzut, 5 sau 6 mii. Zic și eu. Mai mult? 9.500 este cel mai mare salariu. Dar nu spun al cui este, dar știu sigur. E în felul următor, are 7.000 de euro pe lună respectivul jucător și mai plătește cineva încă un bonus separat din bani privați. Am înțeles. Păi, poftim. Problema la Dinamo este sportivă. Pur și numai sportivă. Pentru că timpul trece, deja diferența de puncte de primul loc de baraj e una mare. Dacă mai pierzi, Doamne ferește, și cu Voluntariu. Voluntariu, o echipă greu de bătut. E adevărat. Foarte greu de bătut. Pierzi cu Voluntariu și echipele din fața ta, cine mai este acolo? Sepsi? Sau cine mai este? Loveniu? Rapidul? Mă rog, ai văzut. Rapidul ai dominat-o, dar până la urmă tot ți-a furat victoria. Dinamo trebuie să facă puncte. Dinamo trebuie să facă puncte. Sigur, vine perioada asta că toată lumea... Dom'le, vine perioada asta și ne rezolvăm toate problemele. Asta este, de obicei, un alibi la toate echipele, ca să zic, dom'le, mai scape și de gura suporterilor, eu știu, mai potolești și pe patron. Nu, dom'le, după întreruperea asta îi rupem pe toți, îi cocoșem. Nu cred că întreruperea asta va schimba foarte multe lucruri la toate echipele. Bun. Pentru că întreruperea trecută, am văzut cu toții, că a dat peste cap foarte multe echipe. Echipele care erau în partea superioară a clasamentului au pierdut 2-3 jocuri. Mi se părea, Florin, să-mi zici ce părere ai, pentru că ești unul dintre oamenii care a insistat pentru acest antrenor. Mi se păreau lucruri mai așezate cu Dușan Uhrin la Dinamo. Ce părere ai? Eu am spus-o de la început. Sunt cel care l-am adus pe Dușan și care am insistat foarte mult la vremea respectivă, chiar dacă n-a fost de acord nici patronul echipei, nici Bălănescu, ei vroiau altceva. Cred că Dușan Uhrin era mai nimerit din toate punctele de vedere. Și ca relație cu jucătorii, și ca relație, eu știu, așa, atmosferă din jurul echipei. Eu cred că niciodată nu e prea târziu. Te gândești la Dușan Uhrin? Da, crezi că el ar mai accepta? Știi foarte bine, el nu e ca Victor, noi. El nu e învățat cu stilul ăsta din Liga 1. Dinamo, dacă pierde cu Voluntari, trebuie să-și caute antrenor. Interesant ce spui. Este părerea mea. Și crezi că Uhrin, care e liber de contract, atenție, ar fi o variantă potrivită acum, dacă în momentul de față? Nu știu dacă vine. La cum îl cunoști tu? La cum îl cunosc eu, el a plecat de aici și din cauza problemelor financiare. Acum nu sunt probleme financiare. Poate eu știu să-i dea o scânteie. Relația foarte bună pe care o are cu suporterii. Da. Suporterii au insistat foarte mult pentru ei și chiar au spus că n-au ce să-i spună în momentul în care a plecat. Relația care o am, și este un om serios și un om care nu face compromisuri și care unește vestiarul, Victor. Dinamo de asta are nevoie în momentul de față. Nu-mi doresc, ferească Dumnezeu, dar repet, în realitatea în care Dinamo pierde cu Voluntari... A salvat odată echipa, o poate salva Dinamo. A salvat-o, dar împreună cu jucătorii. Împreună cu Pulici, împreună cu Anton, împreună cu niște jucători de caracter. Așa este, ai dreptate. Bine, nu că n-ar fi acum jucători de caracter, pentru că eu sunt sigur, și să-mi spui dacă greșesc, jucători ca Torje, Sterianu Filip, Cosmin Matei, Răuță, eu cred că băieții ăștia, dacă știi cum să vorbești cu ei... Cu siguranță, da. Eu zic că pot fi printre cei mai buni jucători din Liga 1. Cu siguranță sunt jucători care atât cât au jucat, cât i-am văzut noi și anul trecut și acum, Torje, uite-te la Piticu, tot Piticu e din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine, din ce în ce mai activ, și poate, cel mai transpirat și poate și mai mult efort. Și a început ca să se comporte ca un adevărat lider. Deci începe să-ți placă Torje în momentul ăsta. Cu siguranță, și o să fie Dinamo, o să arate mai bine, dar trebuie puncte. Nu sunt puncte, Victor. Și de asta zic că Uhrin oricând poate să fie o variantă fără probleme, sigur. Numai să vrea și el.